Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Semne și simboluri. Sunt Ștefan Bratosin și împreună cu Mihaela Tudor am plăcerea deosebită să primesc în cadrul acestei ediții a emisiunii Semne și simboluri pe Marian Petcu, profesor universitar doctor la Universitatea din București. Bine ați venit la noi! Mulțumesc pentru invitație! Ca de obicei, înainte de a aborda subiectul pe care l-am prevăzut pentru această ediție a emisiunii noastre, o invit pe Mihaela Tudor să ne prezinte invitatul nostru. Mulțumesc. În câteva cuvinte. În câteva cuvinte. Vă spun și eu bun venit în această ediție a emisiunii. Mă bucur că sunteți alături de noi, dragi prieteni a emisiunii Semne și simboluri de duminică seara. Îi spun bun venit și invitatului nostru. Mă bucur să-l revăd. Aceeași bucurie. Aș vrea să prezint câteva elemente reper din activitatea domniei sale. Este profesor universitar la Universitatea din București, la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării și este specialist, bineînțeles, a publicat enorm, are o activitate de management universitar, pe lângă activitatea de cercetare și cea pedagogică, dar mie îmi place să spun că este un specialist în istorie. Ce fel de istorie acum? Un specialist involuntar. Un specialist involuntar, spune invitatul nostru. Da. Oricum este un specialist în istorie, printre altele, în istoria presei românești și în privința aceasta vă amintesc aici faptul că a realizat câteva contribuții enciclopedice sau cu intenție enciclopedică în ceea ce privește istoria presei românești și nu vorbesc aici de istoria recentă sau foarte recentă, dar și de istoria de dinainte de 1989, creând această punte între ce a fost și ceea ce este și alte istorii asupra cărora ne vom opri, bineînțeles, pe parcursul discuțiilor noastre. Mă opresc aici pentru că vreau să ce istorie avem astăzi, da. A presei, presupun. Marian Petcu, astăzi aș vrea să vorbim pe marginea unui text pe care l-ați publicat deja în urmă cu câteva luni, legat de evoluțiile recente ale jurnalismului autohton. De ce ați scris un astfel de articol? Cum ați ajuns? Ce v-a făcut? Care a fost motivația unei astfel de cercetări care a dus până la urmă la acest text? Ca să începem cu început. Vreau să spun doar că la prima lectură pe mine m-a interpelat foarte mult acest articol, care mi s-a părut foarte curajos. O să și spunem unde îl pot găsi spectatorii noștri la un moment dat, exact. Și chiar ar fi interesant să vedem care sunt motivațiile din off. Da, bun, l-am scris dintr-o obligație profesională. Mergeam la o conferință despre mass media la Universitatea din Oradea, dar l-am scris și din conștiință, pentru că de ani de zile urmăresc această gâlceavă, fără temeiuri, cred, sper, dintre relația dintre jurnalist și literatură. Noi, fiind o cultură romanică, fără tradiții în învățământ jurnalistic, jurnalismul nostru de începuturi a fost făcut așa cum se cunoaște, de preoți, de scriitori, de cei alfabetizați. Mă rog, am rămas cumva fixați, sau hai să fiu mai dur, avem niște fixații de secol, sfârșit de secol XVIII, început de secol XIX, când nu era foarte clară linia, demarcația dintre ficțiune și non-ficțiune. Ori uitați-vă cum a supraviețuit această confuzie care a fost alimentată în special de lumea scriitoricească. Au spus, ce e asta, jurnalist, pentru asta trebuie talent, nicio universitate nu se asigură talent. Prin urmare, noi suntem cei chemați, nu noi oameni cu talent verificat, atestat, autovalidat mai degrabă. Discuția a avut loc, am și scris despre asta într-un volum mai vechi, jurnalismul și literatura, istoria unei polemici, e mai mult decât o polemică, este o ipostază jenantă chiar, în care am căutat să clarific ce s-a spus și ce se cuvine să se înțeleagă, nu? Toate textele mele au ca miză majoră studentul de la jurnalism. Ei bine,
După război, după cel de-al doilea război mondial, când regimul comunist a avut și retenia de a cumpăra o bună parte din intelectualitate, scriitori în special, știm foarte bine ce s-a întâmplat, jurnaliștii au început să saliveze și la privilegii, nu? Că doar oamenii erau și ei și atunci au confecționat această aură de creatori pe care au vrut să o și instituționalizeze. Ei au făcut parte la un moment dat dintr-un mega sindicat unde erau cu tipograf, cu scriitori, da, cu tot felul de... N-au avut interesul să se diferențieze, adică să aibă ceea ce numim noi o construcție identitară foarte riguroasă. Regimului comunist a convenit de minune asta, pentru că fără să-i asimileze scriitorilor, le-a oferit privilegii. La un moment dat Ceaușescu i-a trecut în grupă de muncă foarte grea. Vă dați seama, este de râsul râsului, ca un jurnalist care primea directive de la partid și își făcea jumătate din ziar, din texte oficiale, de la cancelarea politică, mai dădea câteva telefoane și veneau alte texte, să fie trecut alături de miner. De miner, aflați, exact, că asta la noi a fost posibil. Sau ca de un muncitor la canale. Exact, sau ca să iasă cu pensii sau portar, sau la Casa Scântei. Da. Și atunci a rămas această nebunie să fie recunoscuți și ei în rândul creatorilor. În 1955 încep discuțiile mai intense, noi suntem totuși creație, că în afară de știre mai avem reportaj. Ei uită că reportajul a fost furat de scriitori jurnaliștilor. Adică sunt foarte multe confuzii jenante. De unde vine asta? Vine pe de o parte din ignoranță, pe de altă parte din lăcomie, pentru că uitați-vă, o temă de după război a supraviețuit și s-a finalizat cu o monstruozitate din punctul meu de vedere. Să pui semnul egalității între literatură și jurnalism. În 2017. Da. Este mai mult decât straniu. Dacă vrem să ne uităm și din zona fiscală a afacerii, să spunem așa, ceea ce s-a întâmplat recent este o lovitură militară dată bugetului public. Pentru că această organizație care s-a agitat și a reușit să influențeze, să fiu totuși în zona igienică a discursului, să influențeze diverse personalități, să semneze fel de fel de documente, în momentul în care a făcut demersurile astea, avea în componența sa 6 ofițeri. La vedere, se pare că o mulțime de alți ofițeri care nu se vedeau în listele, dar legea, ați citit textul și ați văzut, se spune foarte clar că recunoștința este în egală măsură pentru ziariști, dar și pentru cei care erau, de fapt, ofițeri acoperiți în presă. Bun. Și susținerea lor a fost făcută de un partid al ofițerilor în rezervă. De fapt, o petiție publică a fost semnată de un general, nu-l voi pomeni aici, știe toată lumea cine este, de când un general se pricepe la de toate. De când un secretar de stat într-un stat european, noi am avut un secretar de stat la cultură care a fost la butoanele acestei mașinațiuni bizantine, care este ofițer de infanterie. Vă rog să-mi spuneți în ce țară din lumea civilizată ajunge ministrul, ajung viceministru, ce era el, secretar de stat, un ofițer de infanterie. Pentru ce fapte de glorie? Nu? Și o mulțime de alte ciudățenii, ca să fiu amabil. Prin urmare, în momentul de față, România este singurul stat în care, între literatură și jurnalism, s-a pus prin lege semnul egalității. Prin urmare, jurnalismul este o ocupație artistică, că dacă e pus alături de compozitori, alături de trompetiști, de tenori, de ce poate fi altceva decât o ocupație artistică. Iată care sunt așa câteva dintre motivele pentru care am simțit nevoia să reacționez dintr-un sentiment de onoare și pentru că mă ocup de istoria acestei profesii de o bună bucată de vreme. Legea produce efecte, firește, dar cineva trebuia să le spună. Ce m-a speriat pe mine a fost mutismul organizațiilor, celorlalte organizații profesionale și mutismul atâtor instituții chemate să asigure un mediu cât de cât ecologic și în zona asta a jurnalismului. Ceea ce este impresionant în abordarea aceasta a jurnalismului ține de, așa cum ați spus, de o caracteristică
națională. Hai să zicem o amprentă locală. Sau o amprentă, locală. Tocmai de aceea căutăm cuvântul. Că, să zic național, parcă sună da. Un pic națiunea n-are vină pentru matrapa zlăcurile unora și ale altora. Tocmai. Și aici mă gândeam și aici vreau să discutăm un pic. Oare în spate la acestei situații nu există o gândire mai profundă, dincolo de aspectele acestea de ignoranță, de ideologie, relații de putere, de relații există, de autoritate. Există și un fel de a gândi viața în general aici. Da, sunteți foarte optimiști. Aici este vorba despre o urgență digestivă. Cum să facem să ne mărim pensiile? Foarte clar. Adică, de ce scriitorii, trompetiștii, tenorii, sopranele să primească 50% în plus față de pensia lor? Ăia sunt creatori, noi nu suntem creatori, noi care ne-am luptat, am scris, am... Și atunci nu este vorba de nicio chestiune legată de misiunea acestei profesii, practic. Profesia e fără misiune, e fără... Sunt câteva lucruri care sunt interpelante în... Firește. Bine, frumos ar fi fost să avem unul dintre ei, să ne motiveze cu argumente raționale, pentru că dacă aș citit intervenția mea, acolo sunt niște probe... Îi citesc și sunt probe de imaturitate, să nu spun altcumva. Sunt probe de minciună, de eticăloșie. Nu găsești valorile jurnalismului în pledoariile lor. V-aș invita să vorbim puțin de pildă de o istorie de acolo, ca să-i spun, să rămân pe ideea aceasta de istorie. Nu pentru a bagateliza, ci pentru a rotunji un pic asperitățile acestui fenomen, acestei realități. Vorbiți la un moment dat și mă interesează asta pentru că suntem în moment în care traversăm totuși schimbări în raport cu ce este jurnalismul, nu numai în România, dar și în lume. Vorbiți despre istoria jurnaliștilor care devin oameni politici, care se transformă din... Până aici nu e nimic rău, e fiecare poate să-și asume un obiectiv și să fie să militeze pentru ceva. Numai că în cazul de față se pare că este vorba despre o patologie. Nu despre asumarea unei misiuni militante, ca să spun așa. De ce spun subiectul ăsta? Pentru că asistăm de pildă, fac un pic, săr un pic, ies un pic afară din România și asistăm de pildă la o opoziție pe care, de pildă, un nou președinte ales al Statelor Unite o face sistemului mediatic, în general. Și în Franța, de asemenea, în acest moment există o tensiune foarte mare. Sistemul mediatic, practic, se prezintă exact ca un sistem a servit și devine evident în preajma aceasta a alegerilor. Lucruri care s-a întâmplat și în Statele Unite, lucruri care se întâmplă și acum în Franța. Deci în momente din acestea cheie în care oamenii trebuie să se exprime. Momente și se pare că în momente cu miză, și a spus-o mai bine decât mine. Și atunci, de ce e patologic acest mariaj al jurnaliștilor cu politicul? Eu nu l-am calificat ca fiind patologic. Am zis că este nefiresc să faci o pasiune violentă din 4 în 4 ani pentru cariera politică. Adică să-ți rădeze audiențele. Am păstrat naivitatea că există un contract simbolic între audiențe, jurnaliști, adică o relație de încredere pe care o cultivăm, o probăm ori de câte ori avem ocazia. Lucrurile nu stau chiar așa. Dar și acest fenomen, în istoria presei noastre există această boală, să zicem. Există, au fost redacții întregi, redacția Adevărul în anii 20, în anii 30, erau câte 10-12 redactori care candidau pentru funcții de deputat, de exemplu. Deci n-ar fi ceva nou. Ce este nou? Ce face o problemă actuală nouă? Numărul lor, pentru că de data asta au fost mai mulți decât oricând. Chiar și spuneți că la ultimele alegeri a fost o răsturnare vizibilă. Dar uitați cum cred că putem explica fenomenul acesta. Avem pe de o parte o contracție a pieței generată de noile tehnologii, ceea ce se întâmplă cam în toate țările. Prin urmare, avem șomaj în zona jurnalismului, mai mult decât am avut alte dăți. Probabil că îi predispune un motiv economic, ocupațional, care îi predispune spre carierele
politice, pentru că, nu vă supărați, ca jurnalist, nu prea te trage nimeni de urechi. Ca om politic, poți să faci, să ai și vizibilitate, să ai și bani, să fii și plimbat, să dai legi dacă te duce mintea, pot fi proaste, iarăși nu răspunzi. Înțelegeți? Este mai, am mai multă înțelegere pentru un jurnalist care îndură umilințe nemeritate, dar el rămâne jurnalist, decât cel care trece în zona carierei politice cu toate limitele ei românești, să nu zic altcumva. În articol faceți referință la aspecte, la anumite cazuri foarte concrete, spuneți așa. E important de reținut că Bucureștiul are ca primar general o fostă jurnalistă, Gabriela Firea, pentru prima oară în istoria așa și este. Capitale. Este un eveniment. Chiar este un eveniment ca un fost jurnalist, nu? Să fie primar general al Bucureștiului. Arătați-mi capitale din Uniunea Europeană sau unde, nu? Managerul capitalei să fie un jurnalist. Un jurnalist. Nu prea sunt. Sau eu nu știu să existe. Nu, nici eu nu știu deci să existe. Deci iată un alt eveniment. Noi nu ne plictisim, asta trebuie să fiți siguri, pentru că facem ce facem și schimbăm câte ceva în paradigma. Sunt și alte nume, bineînțeles. Firește, nu o să, firește. Nu o să intrăm în eu nu-i blamez, repet, am spus asta și în conferința mea și în text. Nu-i blamez, dar am dreptul să mă uimesc, să mă mir. Asta pot să fac. Mai ales că în lista aceea sunt oameni care au trecut prin 5 partide până acum. Dar nu putem să interpretăm această situație, acest e un fapt, e ceva care există ca o necesitate la un moment dat de ucenicie, de învățare, de pătrundere în tainele politicii, întâi ca jurnalist, ca unul care se interesează de politică și după aceea, după ce știu cum se face politica, încep să fac politică. Iarăși sunteți optimist. Mi-a adus aminte de, de un text să al lui... Vreți să fim și naivi. Da, un text al lui Baritiu. Ne avem speranță. Un text al lui Baritiu Înduioșător, care spunea așa, jurnalistul trebuie să știe vreo 4 limbi. Da, în Ardeal era posibil asta. Da. Trebuie să fi lucrat o vreme în instituții de stat. Atenție, invers, să-ți fi făcut puțină carieră, ca ajutor de notar, de judecător, asistent la primărie și abia după aia anticipați să mergi... Anticipați întrebarea pe care și abia după aia să mergi spre cariera jurnalistică. Oricum, acum lucrurile astea. Care taine ale activității politice? Lucrurile sunt destul de transparente în ceea ce privește mecanismele, logicile, etc. Da. Nu este și o reacție. Eu încerc să găsesc și alte unghiuri de vedere. Da. Nu este o reacție la o epocă pe care am trăit-o. Poate confirmați, poate infirmați, când oamenii politici își făceau jurnalele lor, își făceau și acum sunt jurnaliștii care își fac politica lor. Da, se poate discuta și în termenii ăștia. Bun, și oamenii politici își făceau, dar și jurnaliștii aveau toată libertatea să-și facă. Ca să nu mai aduc în discuție faptul că ei au avut un start egal, nu? Când s-a privatizat presa comunistă, toți erau proletari. Și ușor, ușor, s-au trezit că unii au devenit proletari, alții burghezi, în același câmp ocupațional, profesional. Discutăm despre o altă presă. Adică presa la care ne raportăm că vrem, că nu vrem, pentru că o anumită vârstă a fost asociată și este asociată unui anumit tip de presă, presa aceea dispare. Pe mine ce mă îngrijorează este faptul că se pune prea mult accent pe expresie și prea puțin accent pe informație, pe conținut. De aceea am, și de aceea am reacționat în conferința aceea. Adică
Eu am păstrat naivitatea că mandatul jurnaliștilor este să ofere informație cu valoare de întrebuințare. Pentru că adică, oamenii plătesc pentru asta. Vreau să explicați un pic pentru telespectatorii, da, nu știu ce înseamnă. Adică valoare de întrebuințare. Cumperi un ziar sau urmărești o televiziune sau un radio pentru că de acolo afli ceva. Informația aia îți dă niște competențe și înveți cum să-și rezolvi anumite probleme. Afli ca pensionar că ai dreptul să afli, exact, ca student că ai dreptul să... În sensul ăsta, cred că jurnalismul se topește, devine gelatinos, pelicular, ignorând esența chestiunii, adică informația. Da, e adevărat, informația costă. Informația trebuie adunată, împachetată, nu, făcută cu responsabilitate, livrată audienței. Este mai simplu să oferi pseudo-informație, nu? Divertisment, că suntem într-o vârstă a jurnalismului în care divertismentul este dominant, copleșitor. Asta vreau să spun, poate că în România a fost și a apărut și situația asta ca după Revoluție, practic să treacă, să ardă foarte rapid toate etapele jurnalismului, da, care deja se consumaseră în lumea occidentală, printre altele tabloidizare, pipelizare și toate formele astea de jurnalist de consum și de punere, da, în scenă și de scenarită și de nu mai știu cum să-i spun, și poate că asta a făcut ca la un moment dat să se suprapună informația cu punerea în scenă, cu spectacolul, cu politica, cu libertatea de expresie, cu libertatea de informare, cu accesul la informația publică și așa mai departe. Și la sfârșit a ieșit ceva ce nu știu să... ceva ce ne este, exact, greu să ceva definim, ce este greu sau să definim, sau exact. Ne sfim să definim. Sau nu la sfârșit, cel puțin în momentul de față. Da, da, se poate spune și așa. Bun, noi suntem și foarte sensibili față de modelele astea pasagere, exact, adică mimetismul în culturile care nu și-au făcut toate temele. Pentru că lăsa să se înțeleagă în articolul dumneavoastră, da, și acest lucru. Da, pe de altă parte, uitați-vă, în aproape 30 de ani, noi am consumat toate vârstele presei, adică am avut presă de divertisment, multipli ai presei de divertisment. La un moment dat aveai senzația că toată presa se ocupă de orice altceva, mai puțin de ce trebuie. Am avut o presă politizată, care a murit toată. Da. Nu? Am avut o presă, mă rog, care a avut mize ideologice. Aici nu vreau să dau exemple, dar există o anumită polarizare în zona presei. Și polarizarea are temeiuri ideologice și economice, dar mai ales ideologice. Practic, jurnaliștii joacă sau cântă o partitură care nu este a lor. Pentru că este foarte ușor de înțeles, sau cred că trebuia să se înțeleagă ușor, nu, de la începuturi, că nu poți să te prezinți în fața audienței ca aparținând unui tip de discurs politic, unei ideologii, și să ai pretenția să fii în serios, luat în serios. Adică, dacă omul vede de partea cui ești, e limpede. Ai fost etichetat și rămâi cu eticheta aceea. De ce spun că nu este partitura lor? Păi, nu vă supărați. Dacă eu mă prezint în fața audienței ca având o anumită culoare politică, înseamnă că renunț din capul locului la toți cei care nu împărtășesc ideile mele politice. Nu e asta contra logicii comerciale, pentru că la urma urmei mass media trebuie să trăiască din audiență. Audiență, nu? Da. Deci, un lucru atât de simplu se înțelege atât de greu. Asta este derutant. Mai avem un minut până la sfârșit. Cu siguranță vom continua într-o altă ediție, pentru că nu vom epuiza subiectul acesta. O ultimă întrebare scurtă și cu un răspuns scurt. Care este rolul tehnologiei? Nu are și tehnologia un rol în această schimbare? Da, dar este tehnologie, este un suport care cere conținuturi. Ce ni se întâmplă nouă trebuie judecat. Le construim conținuturile altfel. Le construim. Jurnalistul și-a pierdut piedestalul acela. S-a terminat. Oricine poate genera conținut. Exact. Și în loc să se îngrijoreze în legătură cu asta și să respecte anumite standarde minimale care fac parte din formula profesiei, exact, le părăsesc, le tranzacționează, le ignoră, le sfidează. Aici este pericolul.
Marian Petcu, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în această ediție a emisiunii Semne și Simboluri. Vă mulțumesc că ați fost cu noi în această ediție a emisiunii Semne și Simboluri. Rămâneți în continuare cu Speranța TV, iar pentru săptămâna care vă stă înainte, fiți atenți la semne și simboluri.